Slăviți să fie Domnul! Dacă binevoiți, vă rog să vă ridicați în picioare, vreau să citesc câteva versete. Din Cartea Coloseni, capitolul 3, începem citirea cu versetul 12, pagina în Biblie 1157. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin. Vă rugăm să ne ocupați locurile. Vreau să-mi exprim mulțumirea față de Dumnezeu, care a îngăduit ca să fim împreună la părtășia din seara aceasta. Mulțumire frate de frate care m-au invitat, fratele Filon. Venim după o zi de muncă, de campanie, și eu am fost toată ziua în câmp, acum am venit numai acasă, repede, dar am vrut să vin și mă surprinde în mod plăcut prezența dumneavoastră și pentru toți eu doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur și de prezența familiei Mandici, cu Iosif sunt un prieten mai vechi, așa că suntem prieteni și ne cunoaștem mai de multă vreme și m-am bucurat să fim la rugăciune împreună. În seara asta mi-am propus, fratele mi-a spus, vorbește ce ai tu pe inimă să vorbești, mi-am propus să vorbesc ceva din versetul 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Trăim o escaladare fără precedent a violenței. Se pare că ne apropiem de sfârșitul pe care l-amintea Domnul. Războaie, vești de războaie, conflicte, frământări de tot felul. Și în conjunctura aceasta, copiii lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască în pace, ba mai mult, pacea lui Hristos să stăpânească în inimile noastre. Există două entități sub incidența acestei expresii, pacea lui Hristos să locuiască, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup, să locuiască în inimile voastre. Când vorbim de expresia un singur trup, Biblia face referire aici la Genesa 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Când întâlnim în Sfânta Scriptură sau în uzual, în vorbirile noastre, un singur trup, automat ne duce gândul că e vorba de familie. Și mai există o entitate sub incidența acestei expresie. În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, Apostolul Pavel spunea: noi toți în adevăr am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup în Hristos. Deci a doua entitate, un singur trup, este Biserica lui Dumnezeu. Acum vine Pavel și spune, în familie și în biserică trebuie să stăpânească pacea lui Hristos. Doamne ajută! Amen. În Matei capitolul 4, versetul 8, Domnul Iisus a fost dus pe un munte mare și înalt și i s-au arătat împărățiile lumii. Există împărățiile lumii. Dar există și împărăția lui Dumnezeu. În Romani capitolul 14, versetul 17, Pavel spunea, căci împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Există împărăția lumii
și împărăția lui Dumnezeu. În familie și în biserică trebuie să stăpânească pacea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul spunea în Ioan capitolul 14, versetul 27, eu vă dau, vă las pacea mea, dar nu cum o dă lumea. Acum, în mod ciudat, noi în mod fizic trăim în lume. Noi facem parte din împărățiile lumii, nu? Că trăim în firea asta, 2 Corinteni 10 cu 3, măcar că trăim în firea pământească. În mod fizic, noi trăim în împărăția lumii. Și de aceea, noi promovăm pacea lumii. Ne rugăm pentru pacea lumii. Îi bună pacea lumii, dar nu-i sigură. În 1 Tesaloniceni 5 cu 3 spune, când se va zice pace și liniște, o prăpădere neașteptată va veni peste ei, ca durerile naște peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Domnul spunea prin prorocul Ieremia, vorbind de Babilon, rugați-vă pentru țara în care trăiți, că fericirea voastră atârnă de fericirea țării în care locuiți. Eu doresc ca în România Dumnezeu să lasă pacea. Amin? Dar acum noi vorbim de pacea lui Hristos, de împărăția spirituală, că în mod spiritual noi facem parte din împărăția lui Hristos. În Luca, în capitolul 17, versetul 20-21, vin niște farisei la Domnul și îl întreabă când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și îi spune Domnul, împărăția nu vine așa ca să izbească privirea. Nu se va zice, uite aici, uite acolo. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Pentru că în mod spiritual cu noi se împlinește expresia, pâră aceea lui Haman, care o avea pentru evrei din Estera 3 cu 8. Când spune, în toate ținuturile tale împărate, locuiește împrăștiat ca străini un popor deosebit, cu legi deosebite. Noi în mod fizic suntem în împărăția lumii și ne bucurăm de pacea lumii. O promovăm și ne rugăm pentru ea. În mod spiritual însă, noi suntem în împărăția lui Dumnezeu și pacea lui Hristos trebuie să fie în mijlocul nostru, să fie în lăuntru nostru. Deci pacea lui Hristos trebuie să stăpânească în inima mea, în casa mea și în adunarea în care ne adunăm. Amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Gândindu-mă la folosul păcii și la beneficiile pe care noi le avem în momentul când trăim în pacea lui Hristos, când pacea lui Hristos stăpânește în inima noastră, am văzut că în inimă, în familie, sau în biserică, pot să fie și alte stări, în afara păcii. Stări care exclud pacea, că nu poate să fie și pacea și ceva împotriva păcii. Și în seara asta mi-am propus să pun în antiteză, să pun așa în contrast, câteva stări posibile să fie la noi în adunare, sau posibile să fie la noi în casă. Și am spus eu, prima stare îi pacea versus, adică împotriva, dicționarul limbii române explicativ, în dreptul păcii are o definiție. Pacea egal lipsa războiului. E adevărat, pacea e lipsa războiului. Dar e o definiție prea simplă și nu destul de tehnică. Că poate să nu fie război în țară, să stea grăniceri unul lângă altul cu pușca în mână, dar eu să n-am pace în familie sau în adunare. Deci pacea e mai mult decât lipsa războiului. Dar haideți să punem acum pacea și războiul. Dacă vreți, pacea versus conflictul. Că acolo unde e conflict, nu este pace. Nu vorbim, frații mei, de conflicte armate, de război. Nu vorbim de violență, care poate fi și în familie, e numită violență domestică. Nu știu cum e aia sălbatică. Dacă bătaia și astea sunt violențe domestice, oare cum o fi violența sălbatică? Asta nici nu punem problema, fraților.
să întreb aici în adunare dacă este un bărbat care și-o bătune voastră. Nu? N-aș fi eu înțelept, nu? Sau este vreunul? Sau viceversa, vreo nevastă care își bate bărbatul, eu m-am întâlnit și din astea. Am fost chemat în familie și mi-a spus bărbatul, băi, mă bate nevasta. Nu intrăm în din astea. În familia unui om pocăit, țineți minte, nu îi voie să fie astfel de stări. Dacă cineva cochetează cu astfel de stări sau a avut astfel de scăpări, le spun eu, să se roage ca Dumnezeu să-l ierte și să pocăiască. Amin? Dar nu întreb dacă v-ați bătut vreodată acasă. Că nu este frumos să vă întreb. Dar aproape că v-aș întreba, v-ați certat vreodată acasă? Că nu vorbesc de conflict armat, da? Vorbesc de conflict verbal numai. Și acum să vă pun să ridicați mâna pe aceia care v-ați certat acasă. Poate ar fi mâini sus ca la evanghelizare, nu? Cineva care nu i-a vizat spune, băi, a fost un har, toată lumea era cu mâna pe sus. Dar nu vă întreb, nici nu vă pun să ridicați mâna aceia care v-ați certat acasă sau v-ați certat odată în adunarea din Burdujeni. Pentru că astea două se exclud. Nu poate să fie și pace și ceartă. Dumnezeu îi spunea lui Israel în Deuteronom, îți spun azi înainte, alege. Și în seara asta eu vă pun ori pacea lui Hristos, ori ceartă. Conflictele verbale. Dacă vă certați acasă, sau când vă certați în adunare, dacă vă certați, că nu știu, n-am vorbit cu frață. De ce vă certați? Sau de la ce vă certați? Eu cred că multe păcate sunt stimulate, ca să nu spun că sunt produse chiar de un duh demonic. Și avem explicații în biblic. De exemplu, în Împărați 22:22 spune, voi fi un duh de minciună. Deci minciuna e dată de un duh de minciună. În Osea 5:4, căci un duh de curvie. Curvie e un păcat foarte puternic, pentru că în spate are un duh foarte puternic. Și curvie e dată de un duh de curvie. Deuteronom 31:27, că-ți cunosc eu duhul tău de răzvrătire. S-ar putea cineva să aibă o permanentă nemulțumire și o răzvrătire în adunare sau acasă. Asta e dată de un duh de răzvrătire. Dar în Filipeni 2:3 spune așa, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Acum, eu nu m-am însurat, am 30 ceva de ani ca să mă cer cu nevasta. Nici nu am luat botez, am mers la adunare ca să mă cer cu pocăiți din Bosanj, de unde sunt eu. Nu de asta. Și totuși, dacă mă cert, de ce mă cert? Acum, eu sunt conștient că cearta îi dată de un duc de ceartă. Dar eu înăuntru meu am neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nu-i asta împărăția lui Dumnezeu? Dumnezeu în Genesa 4:7 spunea lui Cain așa, pentru ce poți să mori în fața Cain? Nu e așa, dacă faci bine, găsești bine. Dacă faci rău, păcatul pândește la uși, dar tu să-l stăpânești. Eu cred că în adunarea din Burdujeni stăpânește pacea lui Hristos. Dar Duhul de ceartă se învârte pe lângă adunare, așa. Și trece pe la uși ca să intre. La mine acasă, e pace. Eu mă bucur de multă pace. Pacea lui Hristos stăpânește. Am pace cu nevasta și cu toți copiii. Dar Duhul de ceartă pândește la ușă. Și dacă îmi găsește ușa nepăzită sau nu îl pot stăpâni, el intră, mă cer cu nevasta și la unul spun, măi, nici nu mă știu, era mică, ne-am luat așa, n-am vegheat. Și după ce trage o ceartă bună, băi, de la cine ai încertat? Aproape că nu știi la cine ai încertat. Așa se întâmplă și la adunare câteodată. Vezi că un frate vine cu urechile roșu, la tine, sare și după ce termină, era motiv de ceartă. Dar el a pândit la ușă, a văzut o ușă deschisă și pe acolo a intrat repede.
fi ușile astea? Eu am gândit așa mai mult la viața de familie, la mine pe acasă, la alții. O ușă pe posibilă prin care intră Duhul de ceartă, am spus eu că e ușa lipsurilor. În Genesa 13:7, între slujitorii lui Avram și a lui Lot, scrie că s-a iscat o ceartă. Dar de ce? Nu mai aveau pășuni. Nu aveau iarbă între păzitorii vitelor, nu cei de la voi. Dacă are asta o simbolistică. În Genesa 26:22, slujitorii lui Isaac se ceartă cu slujitorii lui Abimelec. De la ce s-a certat? N-aveau apă. Se certau de la fântânile de apă. Și de la lipsă, asta e o ușă care se cheamă lipsuri. Este o vorbă în popor că tătă cearta e de la n-am și de la nu-i. Se poate, dar nu la pocăiți. Și atunci în lipsurile astea, eu când am făcut casa, eram foarte năcăjit, cu un singur salariu, eu cu nevasta am construit casa și când știam că a doua zi vin meseriașă și n-am mâncare și n-am bani, ușa se întredeschide. Dar eu întotdeauna m-am rugat la Dumnezeu și am păzit ușa asta a lipsurilor. Nu cumva să intre Duhul de ceartă pe aici. O intrat la careva în familie Duhul de ceartă prin ușa asta și eu am pus zevor la ușă. Am pus un zevor din Proverbe 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. E mai bine? Ce spuneți? Îi mai vreți așa? O bucată de pâine uscată cu pace? Vreți să aveți asta în casă? Sau nu chiar vreți așa? Ceriți asta în rugăciune, Doamne, dă-mi o bucată de pâine uscată, dar să am pace. V-ați rugat vreodată așa? Dar ăsta e un zevor și eu am găsit de-a lungul vremii, în anii mei de căsnicie și de slujiri în adunare, că e mai bine o bucată de pâine uscată cu pace. Și când am pus zevorul ăsta la ușă, la ușa asta care se cheamă lipsuri, nu mai poate Duhul de ceartă să intre. Nu. Apoi spune în 1 Timotei 4:8, dacă aveți ce să mâncați cu ce să vă îmbrăcați, socotiți că vă este destul. Voi credeți asta? Și socotiți că vă este destul? Dar suntem sinceri, da? Vă doriți asta să aveți ce mânca și ce îmbrăca și vă ajunge? Nu chiar, nu. Dumnezeu ne-a dat cu ce să ne îmbrăcăm, ne-a dat și ce să mâncăm și ne-a dat și un pic mai mult. Ne-a dat Dumnezeu? Slăvit să fie numele Său. Și atunci, frații mei, dacă punem zevoarele astea la ușă, scrie în Roman 12, parcă cu 16, nu umblați după lucrurile înalte, rămâneți la cele smerite. Fraților, pocăința e sfântă, dar trebuie trăită. Povestea un frate într-o localitate, știu cine-i fratele, cine-i localitatea, nu are rost să spun, era o soră bătrână care tot spunea, pocăința e bună, dar trebuie trăită. Și odată când vecinul o arat cu tractorul, a scos niște brăzdoaie mari, găina la sora asta s-a dus să scormone acolo. Ce putea să scormone o găină la o brază de tractor? Și omul a luat un bolovan mare și o aruncat și o omorât găina. Sora a văzut și a fugit în casă. Fratele ăsta care mi-e prieten, încet tiptir s-a dus în casă să vadă ce face sora. Sora era pe genunchi și îi spunea, Doamne, îți mulțumesc că pot să îndur ceva de la vecinul meu. Și spune fratele, am ieșit din casă, el nu știe că eu am ascultat rugăciunea, mi-a spus, băi, asta e femeia ipocăită. Băi. Așa ca să dăm bine în declarație, o putem face. Dar cine s-a gândit că e mai bine o bucată de pâine uscată cu pace? Cine s-a gândit că dacă are cu ce îmbrăca și ce mânca, e de ajuns? Cine s-a gândit să nu rămână, să nu umbli după lucruri înalte, ci să rămână la cele smerite? 1 Timotei 6:10, că iubirea de bani e rădăcina tuturor relor. Și toți care umblau după ea s-au străpuns singur cu o mulțime de chinuri. Nu mi-am propus să predic din lăcomia de avere în seara asta,
Deși pe aici, pe acolo, prin frățietate, prin familie, se manifestă și lăcomia de avere, se manifestă și expresia ale mândriei, care e foarte păcat, mare păcat, mândria aceasta. Dar dacă tu la ușa asta, care se cheamă lipsuri, pui zevorul ăsta, Doamne mie mi-ajunge o stare de mulțumire, atunci cearta n-a să poate intra pe ușa asta. Vă propune să o faceți în seara asta? Doamne ajută, amin? O altă ușă, am spus eu, posibilă, prin care ar putea Duhul de ceartă să intre, am numit eu promisiunile. Am cuvânt scris în Numeri, capitolul 20, versetul 3, poporul se ceartă cu Moise, că a plecat cearta. Și vine la Moise și îi împute, spune, ce bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Că Moise așa a spus, măi, plecăm de aici din Gosen, trecem Iordanul, tăbărâm la Gilgal și de la Gilgal încolo curge lapte și miere. Domnul acolo vă duce. Și acum ei nu au ajuns acolo. Nu au văzut nici laptele, nici mierea din Canaan și au venit cu o răbufnire de mânie și se ceartă cu Moise. Și spune, ce bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Că așa ne-ai promis și nu s-au împlinit. Eu am constatat că ușa asta a promisiunilor, noi o deschidem foarte repede. Foarte repede. Suntem tentați să învățăm din sistemul laic ăsta. Facem campanii electorale și promisiuni fără acoperire. 20 de spitale, 2000 de kilometri de autostradă. Știu că nu se fac. Dar așa se practică în lume, culmea că oamenii cred, și din lume împrumutăm și noi ceva și venim cu promisiuni. Dar un pocăit n-ar trebui să facă așa. Când ziua anunță, dacă predicăm de cearta de familie, vine bărbatul și întreabă, câtă vreme cu microfonul ai să o iubești cu ajutorul Domnului toată viața? Și după o vreme nu se mai văd dovezi de iubire. Și nu apare ceartă? Nu mai vorbesc de infidelitate, nu mai vorbesc de gelozie, nu mai vorbesc de astea. Sau vine sora, că ei mai cu glasul mai mic și dă microfonul mai tare, soră. Câtă vreme ai să fii supusă? Cu ajutorul Domnului toată viața. E o promisiune, da? Și după ceva vreme trebuie să vină păstorul, doi din comitet, băi frate, dar nu mai poți înțelege că nu e supusă. Dar de ce-i promis și nu faci? Că promisiunile neîmplinite nu-i decât o portiță prin care poate să intre Duhul de ceartă. Și mai este în cearta asta între Moise și popor, practic vina nu era la Moise, vina era la popor, că în Numeri 21:4 se dă un secret pe față și spune poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. În împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, nouă ne trebuie răbdare, fraților, da? Domnul a promis că vine și ne iei acasă și ne răpește și nouă vine. Eu am îmbătrânit pe calea pocăință, am îndat 60 de ani și l-aștept și nouă venit. Să-i imput eu lui Dumnezeu, să spun ca Ieremia, Doamne, m-aș ierta, de ce n-ai venit? Eu știu că vine, dar eu trebuie să am răbdare. Și în împlinirea unor promisiuni omenești făcute, nouă ne trebuie răbdare. Odată un frate o rupt o bucată de adunare, niște frate ordina prezbiteri, și eu m-am dus și am vorbit cu el, mă, dar de ce ai rupt adunarea? Și el spune, frate Dragoș, eu am avut o lucrare că trebuie să fiu conducător prin fratele cutare, spune frate, omul ăla are lucrări bune sau nu? Eu zic, omul ăla are lucrări de la Dumnezeu. Păi vezi, eu m-am avut prorocie că trebuie să fiu conducător. Măi, dacă ai avut, eu cred că Domnul avea să te pună conducător. Dacă o vorbi Dumnezeu, te punea prezbiter, măi, cu o zi înainte de a muri, dar te punea. Și el o scos înainte de a muri, nu-mi convine mie. Și-a rupt adunarea și de atunci, de ani și până acum, tot se ceartă, n-ai rost să vă dau nume și date, că nu vă ajută. Tot se ceartă în continuu, pentru că el a avut lucrare și a vrut să împlinească lucrarea.
dar nu au răbdare. Când Dumnezeu îți face o promisiune, El nu face promisiuni, fraților, fără acoperire, așa ca oamenii. Ce vorbește Dumnezeu și împlinește, da? Ieremia 1:11, ce vezi, Ieremia? Văd un vegheator, bine ai văzut, eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Acum, promisiunile neîmplinite e ca o portiță deschisă pentru Duhul de ceartă. Dar eu trebuie să-i pun zăvor la ușa asta. Și acum vine Eclesiastul 5:2. Nu te grăbi să deschizi gura și nu fă promisiuni. Dar 5:4 spune, dar dacă ai făcut o promisiune, împlinește-o. Dumnezeu să ne ajute. Da, ui da la un pocăit și nu, ui nu. Ce trece peste aceasta, îi de la cel rău. Și mai vine și Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unii pe alții, cum voi ierta și pe voi Dumnezeu în Iisus Hristos. Mai ne îngăduim unul pe altul? Ne mai răbdăm unul pe altul? Mai avem timp să așteptăm? Dacă avem timp, e un zăvor pus la ușă și pe ușa asta a promisiunilor nu o să intre Duhul de ceartă. Să le dea Domnul înțelepciune, amin? Dacă tot vorbim de ceartă, am spus că mai ești o ușă. Am numit-o eu ierarhiile. Că spune în Luca 22:24 că între apostoli s-a iscat și o ceartă. Dar de la ce se certau apostoli? Care știe? Că ei voiau să știe care îi mai mare. Voi știți la Burdujeni care e mai mare? Sau vă certați de la cel mai mare? În familie știți care e cel mai mare? Păi în familie, eu la ierarhie am pus un zăvor. Și 1 Corinteni 11:3 spune, dar vreau să știți că bărbatul este capul neveste. Amin, surori? Trei surori au spus amin. Așa anemic. Nu, nu, nu. În Biblie spune, dar vreau să știți că bărbatul este capul nevestei. Amin? Dacă i-aș pune pe frate, vezi cum strigă la versetul ăsta? Ar striga tare, amin. Dar dacă este ierarhia asta în creație pusă de Dumnezeu, Hristos e capul bărbatului și Dumnezeu e capul lui Hristos, cine mai trebuie? Eu sunt total împotriva curentului feminist care au intrat și în adunările noastre. Nu, nu. Surorile și femeile au locul lor, au locul lor. În Biblie, Domnul, niciodată femeile nu au fost mai prețuite și nu li s-a dat mai mult întâietate decât le-a dat Domnul Iisus. Dar în creație asta e ordine, Dumnezeu, Hristos, bărbatul, nevasta și după aceea copiii. În lumea laică, în politică și unde vreți, 17% din parlament femei, nu știu cât la sută, nu știu cât la sută. Femeia e pilot de avion, femeia e președintă de stat, femeia e cu tare. Eu n-am nimic împotrivă, dar un pic Scriptura vorbește altceva. Altceva ne învață Scriptura. Și când femeia e promovată excesiv de mult și în adunări, femei păstorițe, păi eu eram undeva odată, stam pe malul apei și o femeie înaintea mea a botezat 20 candidați, era păstoriță. Și-o băgat 20 în albă și eu spunea, băi, putea să-i botez eu cât păstor. Și ies să facă mâncare, să facă altceva, scânte o cântare, poftim dacă. Dar nu, nu, ies o coborât în apă, era păstoriță și-o botezat acolo. Ei, și lucrurile astea mă tem că vin încoace spre noi, așa. Lucrurile astea sunt împrumute. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Și atunci, de ce ceartă de la ierarhie? Că eu în casă știu cine e mai mare, nu știu dacă știi și nevastă, dar eu știu, cel puțin asta e bun, așa. Că așa e. Și în adunare eu știu cine e mai mare, scrie Marcu 10:43, dar între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie cel mai mare, spune mai departe, să fie slujitorul tuturor. Ăsta e cel mai mare. În Matei 18:4, cine nu se va smeri ca un copilaș, nu poate. Dar cine se va smeri ca un copilaș, va fi cel mai mare. Dumnezeu să ne dea multă pocăință, fraților. Am cunoscut un frate, l-a chemat domnul acasă și mi-a povestit el o experiență. Nu-i dau numele, nu-i departe de Suceava.
prezbiter, proroc. Am slujit de mai multe ori cu el. Pe când slujea la adunare odată, un frate s-a ridicat, a venit în fața ambonului și l-a certat foarte tare. Tare. Tu faci așa, tu așa, tu așa. Și îmi spune frate Dragoș, nu aveam nici o vină în ce spunea el. Nu mi-a fost ușor în fața adunării, cum ar veni acum, eu împățesc și eu tot fel de lucru. Să vină unul să-mi acuză cu câte lucruri, că tu stăpânești, că tu te dai mare, că tu așa. Că... Și spune fratele, măi, m-am dus acasă, atât am plâns și atât am rugat la Dumnezeu. Am spus, Doamne, Tu știi că eu sunt cu inimă curată. Dacă lași pe omul ăsta și mă faci de rușine în adunare, fă ceva, intervină. Intervină Tu și fă dreptate. Și îmi spunea el, într-o noapte s-a prezentat Domnul și mi-a spus ce am de făcut. A spus, ia un lighean și du-te la fratele și spală-i picioarele. Măi, când am auzit asta, îți dai seama. El m-a băjucurit pe mine, el m-a făcut în tot felul, el n-are dreptate și la urmă eu să mă duc cu lighenașul la el. Și mi-a spus, Domnul, fă lucrul care ți-am cerut. Și îmi spunea că am luat un lighean mare și mergeam pe uliță, satul nu-i mare, dar eu nu de mult am fost acolo în sat. Și m-a întrebat niște frați, mă, dar unde mergi? Mă duc să-i spăl picioarele la fratele. Pocăiță comentau pe după gard, fiecare cum comenta. Am ajuns la el, la poartă. Omul ieșea din șură și l-a strigat, ce mai vrei, băi, de la mine? Băi, m-a trimis Dumnezeu ca să spăl picioarele. Și spunea, o venit de la șură până la poartă, m-a îmbrățișat, m-a sărutat și mi-a spus, băi, iartă-mă, nu știu ce a fost cu mine, mă, n-am judecat, te rog frumos, iartă-mă, hai în casă. Și-a spălat picioarele unul la altul, s-a sărutat și-a rămas prieten până a plecat din viața amândoi. Dar cine poate face asta? La unul care te ocărește, te bajocorește și intră Duhul de ceartă pe ușa asta, că tu te dai mare, că trebuie să fiu eu, nu tu, și tu te duci cu ligianul, cu ștergarul, îi speli picioarele, îl săruți. Cine poate face asta? Dumnezeu să ne dea pocăință, frate. Amin. Acum am vorbit de pacea versus cearta. Dumneavoastră ce alegeți să aveți acasă, în inimă sau în adunare? Pace sau ceartă? Știți, pacea îi prezentată în Ieremia 33:6 ca un izvor. Le voi da un izvor de pace. Dar în Isaia 66:12 nu-i mai izvor. Spune că pacea va veni spre ei ca un râu. Că izvorul ăsta o țâșnit. În Ioan 7:37 spune, vor țâșni, vor curge râuri de apă vie. Că pacea, Galateni 5:22, e roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea. Pacea lui Hristos e roada Duhului Sfânt. Când ești plin de Duhul Sfânt, izvorașul ăla mic din Ieremia se face într-un râu mare și te inundă râul ăsta de pace. Pentru că pacea e comparată cu un lichid. Lichidul pătrunde peste tot, în toate crăpăturile, în toate locurile, cât de mici ar fi. Adică când într-o adunare e pace, apoteți să o pace în inimă, în toate familiile e pace. Dar și cearta e tot ca o apă. În Proverbi cât 17:14 spune, începutul unei certe este ca slobozirea unei ape. De aceea curmă cearta de la început. Că cearta e tot ca o apă. Tot așa se bagă peste tot și pătrunde peste tot. Și e câte un duc de ceartă care intră în adunare și îi vezi că comentează și bârfesc și alții care nu le era felul lor așa. Și acum avem pacea ca o apă și cearta e ca o apă. Și e apă contra apă, numai că una e tulbure și una e limpede. La tine acasă, de care apă bei? De aia tulbure sau de aia limpede? În adunare, de care apă vreți? Tulbure sau limpede? Dumnezeu să ne facă să fim oameni ai păcii. Amin? Bun, hai că timpul trece. Deci am spus pacea versus conflict. Hai să mai luăm o altă posibilă stare în inimă, familie, în adunare. Și am numit-o eu asta, nu eu, Biblia o numește, frica sau teama. Nu vorbesc de frica de Domnul. Asta e altceva și asta e bună.
Dar frica asta care-i dată tot de un duh, ca și cearta. Când 2 Timotei 1 cu 7 spune că noi n-am primit un duh de frică. Nu, nu, ci de chibzuință, de putere, de înțelepciune. Deci noi este duh de frică. În Ioan capitolul 20, versetul 19 spune că iudeii erau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Și prin ușile încuiate o intra Hristos, o văzut că ei tremură, o văzut că ei se tem și știi ce le-a spus? Pace vouă. Deci s-ar putea într-o inimă, într-o persoană, să fie ori pacea lui Hristos să stăpânească, ori să stăpânească un duc de frică. Câteodată nejustificat, frață. Câteodată frică nejustificat. Știi ce ravage face duhul de frică? Am fost chemat într-o familie în care tata, care avea la 140 de kilograme, un munte de om, băietul care a terminat facultatea, un vlășgan de om, și cu bunicul, care avea poate 1,90 m, un bătrân ciolănos, dar voinic, erau stăpâniți de duh de frică. Cum vă imaginați voi un băiet care o gătea facultatea la 23 de ani să teme să meargă noaptea la baie? Cum spuneți voi? Să teme să dea drumul la aragaz, să nu se întâmple ceva. Să teme de asta, să teme de ceea. Și era un duh de frică. Și mulțumim Domnului că erau acolo niște frați care au făcut o rugăciune și Dumnezeu i-a eliberat și până în ziua de azi îs liber și îs loboz în Hristos. Într-o adunare în diaspora, 3-4 slujitori, la care nevestele lor erau prinse de duc de frică. Se temea să ducă ei copiii de la școală, bărbatul era pe șantier, fiecare lucra bărbaților, se temea să meargă la magazin. Când au ajuns acolo niște frați, au făcut o rugăciune și Dumnezeu i-a eliberat, una din ele a luat banii și punga, a spus, mă duc la magazin. S-au dus, au făcut cumpărături, le-au venit înapoi și au spus, nu știți voi ce înseamnă să te temi și să ai un duh de frică și nu știți cât e de bine să nu ai duhul ăsta. Acum, poate fi pace sau poate fi frică. Și repet, nu frica de Domnul, nu de asta predic. Pacea sau o teamă din asta nejustificată, apostolii cu ușa încuiată de frica iudeilor, când s-a uitat Domnul la dânsul cum arată, le-a spus, pace, măi, pace vouă. Frică de ce? Frică de pedeapsă. A să vă spun un caz. La un alt dregător, au venit niște străini, și nu știau cum să vorbească cu el. I-a spus, domnule, noi am mai fost aici odată și am luat grâu și l-am plătit cinstit, am dat argint, dar când am ajuns acasă, am desfăcut sacii, am văzut grâul nostru în sac. Și acum, uite, noi v-am adus îndoit și grâul ăla. Știi ce lui spune în Geneza 43 acolo slujitorul? Nu vă temeți, fiți pace. Că au văzut că ei se tem. Eu când am predicat de aici, eu când citeam de Iosif, credeți-mă, acum sunt un bătrân și am citit de multe ori, aproape de fiecare dată lăcrimez. Dom'le, cum a fost vândut Iosif, cum a stat prin pușcărie, cum frațel așa, cum s-a Dumnezeu n-a înălțat, cum s-a întâlnit, când s-a făcut de cunoscut, scoate lumea afară, și când l-a văzut pe Beniamin, și cum s-a îmbrățișat, așa îmi vine să lăcrimez, îmi vine să plâng. Dar odată când am citit, am început să râd. Și n-am râs până atunci acolo. Am găsit un motiv din mare azi. E tocmai teama fraților lui Iosif. Iosif era al doilea după faraon. Când ieșea Iosif din palat, toată lumea cădea cu fața la pământ. Iosif măsura grâu cu pumnul, trecea în caiet pe toți. Iosif, al doilea, mare dregător. Avea de toate, trăia foarte bine. Și fratele lui i-a spus, băi, ne-au băgat aici în camera asta, că vor să ne furi magare. Gândiți-vă la niște magari veniți din Canaan, numai copchiți și urechile de dâns și slabi și flămânți, că era mare foamete, niște magari așa încârligați și ei se gândea, dacă nu-i fură magare, de asta nu-i băga, scrie în Biblie. Aici mi-au început să râde, bă, băieți, bă, dar ce slabi sunteți, are Iosif nevoie.
nevoi de măgarii voștri. Ei, așa e câte o teamă nejustificată la câte un pocăit. Câte o teamă nejustificată, se teme că nu știu ce îi se întâmplă și Dumnezeu cred că zâmbește când vede temerile noastre. Teama de pedeapsă, asta e o frică. Dar dragostea îndepărtează frica. Dumnezeu să ne dea mai multă înțelepciune și să ne umple inima noastră cu pace. Amin? Mai este o teamă. Teama de responsabilități. E judecat un om în Matei, capitolul 25, nu știu când, versetul parcă 25. Ăsta vine cu talentul, scos din pământ și spune, mi-a fost frică, poftim ce e al tău. Și nu-l laudă, rău, viclean și leneș. Adică ăsta s-o temu să nu lucreze. Eu nu lucrez cu darul ăsta. Noi, fraților, când ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, am eu o expresie, nu-i un butoi gol care face gălăgii trei sări de stăruință, nu. Duhul Sfânt, când ne umple Domnul cu Duhul Sfânt, ne dă darurile Duhului Sfânt, ne pune în slujbe, că asta e menirea Duhului Sfânt, ne pune un loc în adunare, 1 Corinteni 12:18, El a pus pe fiecare cum a vrut, da? Și ne-a dat ceva de făcut la fiecare. Unii suntem, unii nu prorocesc, asta e lucrare grea, eu nu mă bag. Și mă tem de responsabilitate. Dacă se supără frață, alții se tem să predice adevărul. Când mergi prin adunări și vorbești de ținuta vestimentară, ținuta decentă, și îi vezi pe unii că se mânii, gata, schimb subiectul. Când îi vorbești de nașterea de copii, așa cum o dat-o Dumnezeu, unii se tem de asta. Adică te temi să predici Evanghelia care ți-o dat-o Domnul, dar în Proverbe 29-25 spune... Frica de oameni este o cursă, dar cel neprihănit nu se teme. Păi dacă așa scrie în Biblie, fraților, nu așa trebuie să predicăm? Dacă așa a venit prorocia, nu așa trebuie să o spun? Dacă așa a lucrat Duhul Sfânt, prin darul care lucrează, de ce să mă tem, mă ascund în grob ca să nu răspund eu? Asta e frică de responsabilități. Dar Domnul nu-l laudă pe ceara. Și nu o să-l laude pe niciunul din burdujeni care au primit de la Domnul ceva și nu vrea să lucreze. Nu. Asta e o teamă nejustificată. Și mai este, bineînțeles, teama de moarte. Judecător cât 6:23. Vai de mine, Gedeon, am văzut pe Domnul. Și îngerul Domnului spune, nu te teme, că n-ai să mori. Există frică de moarte, de primejde, frică de boală. Câteodată teama de boală e mai periculoasă decât boala. Câteodată una sau unul nu e așa de bolnav după cât e frica de mare. Și aici am multe experiențe, că spune în Psalmul 34, eu am strigat către Domnul și El m-a izbăvit din toate temerile mele. Dumnezeu să ne scape de duhul ăsta de frică, frață. Amin? Spune în Psalmul 37:5. Încredințează soarta mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Hai să citim din Proverbe 31:6, un verset care poate vă prinde bine dumneavoastră. Scrie așa. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă teme și nu vă înspăimântați de ei, că Domnul Dumnezeu tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. E bun versetul ăsta? Îl pun în zăvor acolo, la ușa asta, când vrea să intre Duhul de frică, eu îi pun zăvor, nu mă tem, nu mă tem. Și nu mai vine Duhul de frică. Am un prieten, mulți din dumneavoastră îl cunoașteți. Eu am călătorit foarte mult cu avionul și de multe ori am prins turbulență. Dar nu exagerate. Fratele ăsta spune așa, măi frate Dragoș, călătoream cu avionul, am prins o zonă cu turbulențe cum n-am prins niciodată. Lumea a început să țipe, măștile au căzut, cine au călătorit cu avionul, când cad măștile, ca să le pui la gură, cum indicațiile în avion, măștile au căzut, lumea a început să țipe, stewardezele se țineau, și că lângă mine aveam o doamnă, a scos o carte de rugăciune și o pupa și citea în ea,
Și că eu stau foarte liniștit, n-am avut de la Domnul că ar trebui să mor. O știm, țarim, da, Domnul. Și stau așa foarte liniștit. Și după ce a trecut zona asta cu turbulență, avionul și-a revenit, comandantul și-a cerut scuze, că a trecut așa, doamna asta se uită la prietenul meu, se uită lung la el și îi spune, ori e sfânt, ori ești nebun. Și îi spune, Doamne, dar pupai carticica aceea. Și că, Doamne, la vorba aceea s-a întors cu spatele, nici nu a plecat, nici la revedere, nu i-a spus. Dar ea a văzut cu ăsta e ceva, a spus, ori e sfânt, ori ești nebun, ca să nu te temi. Dar de ce să te temi așa de tare? Eu am un prieten, a anunțat că avionul e defect, 6 ore s-a rotit deasupra Chicago-ul până a consumat combustibilul ca să nu explodeze la aterizare. Îmi spunea frate Dragoș, n-ai văzut ce stare de frică era în avionul ăla. Ca să zboare trebuia să facă din Atlanta până în Chicago, eu am zburat pe acolo o oră și un pic, 6 ore și eu am anunțat că avionul e defect, nu poate ateriza și nu avea voie să dea drumul la cherosenul ăla undeva. Și după 6 ore, el spune, băi, m-am gândit, m-am verificat, n-am avut nicio lucrare, că trebuie să plec. Și nu s-a întâmplat nimic la aterizare, că Dumnezeu l-a izbăvit. Poți avea pace sau poți avea frică. Tu ce ai vrea să ai? Să ai pacea lui Hristos să stăpânească sau să ai un duc de frică? Tu ce ți-alegi să ai în seara asta? Nu-i mai bună pacea lui Hristos? Dumnezeu să ne-o dăruiască, amin? Și mai fac un scurt enunț și apoi închei predica. Doresc să mai aud și eu cântări. Pace versus sau contra frământare. În Iob 20 cu versetul 2. Gândurile mele mă obligă să vorbesc și frământarea mea nu-mi dă pace. Crezi că frământarea nu-i teamă. Frământarea nu-i teamă. Scrie în Judecători, capitolul 19, versetul 20, că un om din muntele Efraim a rămas într-o cetate, Ghibel Beniamin, a rămas în piață. Și a venit un bătrân și i-a spus, pace ție, toate nevoile tale le iau asupra mea. Pot să fie frământări de la nevoi materiale. Avem copii, avem în școală, avem în facultate, avem în liceu, avem în generală, cine nu îngrijește de-a lui mai rău ca un necredincios, trebuie să ne îngrijim și din purtarea asta de grijă se poate naște frământare. Și încep să te frămânți. Eu acum vorbea cu nevasta, mulgeam vaca ieri. Și spune, măi, mulgi vaca, la ce te gândești? Și i-am spus, măi, uite ce, caut un loc de casă la băiet, lasă băi, cum găsim noi. Și m-am și rugat, Doamne, crezi băieți, gata, zi însurat, n-am un loc de casă. Știi că dacă nu ești atent, intră o frământare, nu spun că e păcătoasă. Nu spun că e păcătoasă. Asta nu e sinonimă cu teama, nu-i teamă, că nu mă tem. Deci mă tem. Dar mă gândesc că îmi trebuie și de multe ori nevoile personale, nevoile materiale, aduc în om frământare. Și acum vine Biblia și spune, ori ai pace, ori ai frământare. Care e zăvorul care îl punem noi la ușa asta? Aveți un zăvor? Hai să luăm cât Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți la cunoștința lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu să ne ajute, frață. Apropo de frământarea asta, de tulburarea care vine în inima noastră și îndepărtează pacea, poate fi o frământare din nevoi materiale, poate fi o tulburare din învățăturile cu care vii în contact, prin vorbe. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 24, apostolii au scris neamurul, am auzit că unii plecați dintre noi fără nicio însărcinare v-au tulburat prin vorbirile lor. În Romani, capitolul 16, versetul 17, spune, depărtați-vă de cei care vă tulbură în învățătura sănătoasă. În Iacob, capitolul 3, versetul 16, dar acolo unde este pisma amară și duc de ceartă, acolo e tulburare și tot felul de lucruri rele. Poți să fii tulburat din pricina unei învățături. Care-i zevorul care îl pun eu acolo? Eu am găsit un zevor în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 27.
ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Asta am experimentat eu. Când vorbeam de darul deosebirii duhurilor, darul deosebirilor face deosebirea în slujire între Duhul uman, Duhul divin și Duhul demonic. Că în spatele unei slujiri poate să fie Duhul omului, nu? Din 1 Tesaloniceni 5:23. Sau poate fi Duhul Sfânt, sau poate fi chiar o influență demonică. Noi n-avem capacitatea să facem deosebire între duhuri prin înzestrările noastre naturale. De aceea Domnul ne-a dat darul deosebirii duhurilor. Ei bine, eu odată eram la noi la adunare, a venit un frate din Germania cu un grup de frați din Suceava pe care îi cunoșteam ca oameni pocăiți, am contat pe reputația lor și l-am pus pe neam să predică. Domnule, au vorbit 10 minute foarte bine, cu amin, cu aleluia, cu lucrările Domnului. Adunarea a început să se bucure. Domnule, eu mă simțeam așa de inconfortabil, numai eram pe scaun, mă uitam la el, tot ce spunea era bine și eu numai m-am frământat, în ceva nu-i bun. Băi, ceva nu-i bun. Și la un moment dat a făcut el o afirmație că Domnul s-a relevat diferitor oameni, ultimul mare proroc e Iulian Brahma, care în Germania, eu tocmai citisem o carte cu brahmaniști când au ajuns pe aici și a spus, gata, ăsta e brahmanist. Am vorbit politicos cu el, l-am oprit, o plecat liniștit, le-am bătut obrazul la cei care i-au adus, că erau de aici din oraș, a spus, băi, oameni buni, eu contez pe voi și așa. Eu vreau să vă spun, darul deosebirii duhurilor și ungerea Duhului Sfânt te ajută când nu cunoști, când nu stăpânești o doctrină. Că noi nu avem acele școli, eu nu am niciun seminar făcut. Dar când nu știu o doctrină foarte bine și când cineva vorbește, tot spune bine, vine ungerea sau vine darul deosebirilor și îmi spune, fii atent, aici e o problemă. Și atunci, eu nu mai am tulburarea aceea prin felurite învățături, că am ungerea din 1 Ioan 2:20 sau 2:27, e același lucru. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Puneți, Domnule, zăvorul ăsta la ușă. Fii plin de Duhul Sfânt și când nu cunoști toate doctrinile și toate atributele lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îți va spune ce-i bine și ce-i rău. Amin? Și apoi vorbim de frământare, mai este o frământare. În Eclesiastul 6:9 spune mai bine ce vezi cu ochii decât o frământare de pofte neîmplinite. În 2 Timotei capitolul 3, versetul 6, vorbește niște femei care abia au ieșit din lume frământate de tot felul de pofte. Îi frământarea poftelor firii noastre pământești. Și dacă le deschidem un pic cu ușa asta, vine această frământare în inimă. Sunt pofte diverse. Pofte culinare, Psalmul 78 cu versetul 18. Au ispitit pe Domnul și-o cerut mâncare după poftele lor. Pofte sexuale, Matei 5:28. Oricine se uită la o femeie și o poftește, a și păcătuit. Pofte vizuale, Ezechiel 20:7. Luați dinaintea ochilor idolii care vă atrag privirile. Sau poftele din 2 Timotei 4 îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Că au ajuns pocăiți să aibă pofte de anumite cântări și de anumite învățături și de anumite predici. Asta e o frământare prin pofte. Dar frământarea asta ne îndepărtează, ne alungă pacea din inimă. Că ori ai pacea lui Hristos, stăpânește, ori ai frământare în inimă. Voi ce preferați? Închei predica. Nu mai vorbesc din Iov 22:21. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Nu mai vorbesc din Psalmul 34. Caută pacea și aleargă după ea. Eu am vorbit de pacea lui Hristos care trebuie să stăpânească în inimile noastre. În împărăția spirituală, înăuntru nostru, în inimă, în casă și în adunare, trebuie să fie pacea lui Hristos. Și acum verificați-vă, pacea sau cearta, pacea sau frica, pacea sau frământările. Și Domnul să ne dea pacea. Amin.